Bine ați venit în această seară la ultima întâlnire de locurilor pe contrasens. Au fost 8 întâlniri în 2 săptămâni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, unii dintre dumneavoastră, mai multe seri sau chiar la toate, pentru că deja vă recunoaștem. Mulțumim foarte mult! Astăzi vom încheia seria de locurilor pe contrasens cu tema Nevoia și prioritățile unui pact pentru cultură cu Iulia Popovici și Florin Iepan. Bună seara, bine ați venit! Iulia Popovici este jurnalistică, critic și curator activ în domeniul artelor performative. Este redactor al rubricii de arte performative al săptămânalului Observator Cultural. A scris în numeroase publicații din România despre scena alternativă de performance, despre colective și artiști din România și Europa de Est. Până în 2018 a fost co-curator al platformei independente de artă performativă din cadrul festivalului Tam Dimash din Cluj și a curatoriat alte evenimente de teatru și dans în București. A fost consilier pentru Ministrul Culturii în 2016 și este cofondator al Asociației Transsectoriale a Independenților în Cultură, organizație care oferă sprijin juridic și fiscal celor care lucrează ca independenți în domeniul cultural. Din septembrie 2018 este consilier în Camera Deputaților din Parlamentul României. Florin Iepan este cunoscut regizor de documentare, producător de film documentar, a colaborat cu departamentul documentar al multor posturi TV internaționale, cum ar fi Arte, a fondat Subcultura Production, una din primele companii de producție independente din România, specializată numai în producția de filme documentare. A conceput sau realizat peste 40 de filme documentare, fiind unul dintre cei mai activi și constanți realizatori de film documentar din România. După ce a absolvit în anul 2002 Discovery Campus Master School, s-a specializat în realizarea de coproducții internaționale de filme documentare. Este membru al European Documentary Network. Printre filmele cunoscute ale sale, pe care sunt sigură că aproape toți din sală le-am văzut, sunt Hotel Cismigiu, 10 minute cu clasa muncitoare, Peisaj după embargo, De Creței sau Odessa. Nevoia și prioritățile unui pact pentru cultură cu Iulia Popovici și Florin Iepan. Vrei să începi tu? Pentru că de la tine a venit ideea cu pactul pentru cultură. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cred că n-am lucrat la stat în viața mea decât un an și jumătate la TVR Timișoara. Asta se întâmpla prin 96, 95, 96, nu, mai puțin de un an, și câteva luni înainte am fost angajat la Sahia Film. După care mi-am dat seama că locul meu nu este într-o instituție cultură de stat. La vremea aia studiou de cinema, cum era Sahia, și după aia televiziunea publică, am realizat că profesional nu e o lume în care aș vrea să trăiesc, să cresc, dar în același timp, mă rog, depins de televiziune. Și de atunci sunt în aventura asta continuă de freelancer și de independent, complicată, comodă și uneori simplă. Și depind foarte mult, asta am constatat, pentru a-mi finanța proiectele de cinema. N-am reușit decât în câteva situații să lucrez cu entități private, televiziuni private din străinătate. În general eram într-o continuă așteptare a unor finanțări de la fonduri de film, fonduri de stat, televiziuni publice și e o zonă foarte precară asta, să propui proiecte, să-ți imaginezi ce-ai vrea să faci, ce așteaptă alții de la tine, după care să aștepți finanțări și așa. Mă rog, din motive personale am rămas în Timișoara după un timp și aici am simțit și mai mult această, distanțându-mă de București, am simțit și mai mult modul în care erai foarte greșit înțeles pe plan local. Dacă aveai un proiect, practic, într-un oraș ca Timișoara, nu ai unde să te duci un proiect de film. Și te întrebai totuși, nu e cel mai sărac oraș din România, dar mi-am dat seama că nu există un sistem, nu există o mentalitate, nu e o deschidere către zona asta independentă. Și înainte de alegerile locale de
ultimele alegeri locale acum 4 ani sau 3 ani jumate, atunci am încercat cu niște amici, ne-am gândit, ne-am întâlnit să propunem candidații la primărie din Timișoara un soi de pact pentru sectorul cultural independent, și anume viitorii candidați să asume prin platformele lor că vor sprijini și zona asta independentă. Timișoara fiind un oraș care cheltuiește pentru cultură așa un buget care se apropie de 12 milioane de euro anual. E destul de generos. Cam 80% din bugetul ăsta, spre 90%, merge spre instituții de cultură de stat, după care se mai prefac ei că dau niște bani în zona asta culturală independentă, pe proiecte, pe așa, îi dau, nu îi dau, eu mai mult o bătaie de joc, dacă mă întrebați pe mine, și speram ca printr-o discuție înainte de alegeri, nu într-un moment aparent favorabil, să inițiem ceva. Nu, n-am reușit să convingem pe nimeni și, da, la un moment dat am și renunțat. E, așa s-a născut o idee că, de fapt, local n-ai cum să rezolvi, dar poate într-un moment de schimbare politică în România, cu noi parteneri din zona asta politică, s-ar putea gândi un sistem legislativ în care să existe, poate o idee radicală, dar simplă, să existe o paritate culturală între banii pe care îi primește sectorul cultural de stat și sectorul cultural independent. Pentru că numai printr-o lege, de fapt, în țara asta ai putea să provoci o schimbare. Deci dacă teatrul din Timișoara primește, nu știu, un leu, sectorul cultural independent, nu știu ce, teatral sau local, să primească același leu pe concurs de proiecte cu, mă rog, cam asta ar fi în esență, nu știu, o propunere de discuție. De aici încolo te rog pe tine să-mi spui ceea ce crezi. Să zicem că ideea pentru nivelul național era legată de faptul că ne așteaptă un nou ciclu electoral în care vom avea și alegeri locale și alegeri parlamentare, ambele fiind prezentate, frăimuite ca o posibilitate de schimbare radicală a întregului mod de gândire a societății în care trăim, un fel de revoluția din 1989 la 30 de ani, 3 plus 1. Discuția este despre ce ar putea să conțină acest pact și de ce am avea nevoie de el și cu cine ar putea fi el discutat. Pentru că, într-adevăr, una dintre problemele pe care le are sistemul cultural în România este această competiție inegală între un sistem public foarte instituționalizat, care presupune resurse logistice, spațiu, utilități, bani de producție, resurse sociale, adică contracte de muncă, eventual o perioadă nedeterminată, și care se opune unui sistem independent, alimentat în fiecare an cu tot mai mulți absolvenți din domenii artistice, în care accesul la finanțări structurale este inexistent, în care protecția socială a artiștilor este la fel de inexistentă și asupra căruia, pe de altă parte, se concentrează toate pretențiile de meritocrație, competitivitate, accountability, îndeplinire de obiective, satisfacția beneficiarilor și așa mai departe, care nu pot fi puse asupra sectorului public, pentru că pur și simplu ăsta e așa cum e și chiar și dacă nu face nimic, bani de utilități și salarii tot va primi. Florin mi-a dat un, să zicem, un plan de pact. Și acum eu aș propune să fiecare dintre noi să avanseze câte o idee pe care o consideră esențială pentru acest pact. Să zicem mai degrabă la nivel de principii. De pildă, pentru mine un principiu, să zicem că un principiu de bază cu care suntem de acord este ăsta al accesului egal la resurse.
dar care ar presupune și un alt tip de, cum să spun, de abordare a finanțării instituțiilor publice, pentru că doar să meciuiești fondurile e ceva ce nu cred că, e ceva la care sistemul economic din România nu cred că rezistă, pentru că printre altele sistemul public consumă enorm de mulți bani. Dar un principiu, alt principiu pe care l-aș avansa eu este accesibilitatea. Adică un, regândirea culturii ca fiind un, o formă de o formă de educație continuă care trebuie să fie accesibilă tuturor cetățenilor în această țară, indiferent că locuiesc la Timișoara sau la Recaș. Bine, Recaș e și un pic de vin pe lângă cultură, deci lucrurile se nuanțează acolo acum, totdeauna. Dar... Acum, la câți foști angajați de la Ministerul Agriculturii sunt la Ministerul Culturii, cred că deja nu trebuie să fie o șansă. Da. Proclamația de la Recaș, da, că l-aveau prin... Da. Acum, eu văd lucrurile foarte, așa ca într-un soi de simplist. Cultura, statul, cultura de stat, așa, e în cultura românească, pe zona, din România, pe zona de finanțare, nu s-a întâmplat nimic semnificativ după Revoluție. Absolut nimic. Ba din contră, ea a fost, se bazează pe un model de management din perioada stalinistă. Multe din instituțiile astea foarte prezente de cultură din Timișoara și din țară au fost create în anii 40, anii 50, după model sovietic. Ce este interesant, în schimb, a apărut o clasă de nomenclaturiști culturali care conduc aceste instituții, care au o infrastructură vis-a-vis de care se raportează ca și cum ar fi a lor privată, care au sprijin politic și care dispun de resurse din ce în ce mai mari. De exemplu, am avut o discuție cu primarul orașului Timișoara, în care el îmi explica, domnul Iepa, nu înțelegeți că eu trebuie în primul rând să le dau bani la ăștia, de salarii, de nu știu ce. Dacă mai rămâne ceva, sigur, și sectorul independent, oricum nu era foarte definit, nu știa, așa, primește și el ceva. El însă a uitat un aspect, sectorul cultural de stat se crește, adică el nu stă. El de la an la an, și dădeam exemplu filarmonicii din Timișoara, care a crescut în ultimii, nu știu, 7-8 ani, cred că și-a dublat bugetul, care a ajuns undeva la 2 milioane și jumătate de euro, vă dați seama, instituție de cultură locală, unde sunt și o grămadă de tensiuni, de asta un alt subiect. Și, de fapt, sectorul ăsta de stat, dacă lași așa, el va evolua după un sistem absolut canceros și oricât de mare va fi resursa financiară, el va găsi modalități să o mănânce pe toată. Din două motive. Odată s-a creat un soi de simbioză, de înțelegere între politic și directorii de instituții de cultură, care au un statut special, ei sunt un soi de baron cultural, dacă vreți, din punctul meu de vedere, puțin diferiți față de baronii ăștia din zona politicului. Oferă probabil servicii la schimb, nu știu, dar o putere extraordinară, este foarte greu și în România am dezvoltat și această baroniadă culturală, e după un model foarte medieval, adică discutăm de familii, de clanuri. În Timișoara sunt deja câteva familii care stăpânesc instituții de cultură și care își coordonează lobby-ul, resursele în așa fel încât se extind. Adică avem familii clare care soțul se ocupă de instituție, soția de alta, fiul, tatăl e într-un loc, fiul, primarul le face tot ce doresc, sunt foarte influenți, respectați, chiar mediul de business, nu știu, zice că acolo e o valoare și așa. Și toată România, dacă ne uităm, uitați-vă la Cluj, uitați-vă la Sibiu, mergeți în București, mergeți peste tot, o să vedeți această lume unor tătuci culturali, locali, care nu mai crește aproape nimic în jurul lor. Și de aici, eu cred că numai printr-un efort de ăsta legislativ foarte clar și chiar brutal, simplist, tu le spui acestor oameni,
Păi puteți să rămâneți pe funcțiile voastre, dar valorificați-vă infrastructura, resursele pe care le aveți acum, pentru că eu trebuie să dau și la zona asta culturală independentă. N-am ce să fac, mă obligă legea. Sigur că Caramitru, nu știu, o grămadă de oameni vor sări, vor suna, vor spune că nu se poate așa ceva, că rămânem fără finanțări, dar dacă vrem o schimbare, ea trebuie cerută la un moment dat într-un mod imperativ și după un model foarte, foarte clar. Altfel ea nu se va întâmpla și problema este că România, să zicem, va produce mai, să presupune că va produce și mai multe resurse spre zona asta culturală, sectorul de stat va crește exponențial, o va păpa, o va administra și va zice, asta e, nu sunt bani în cultură. De fapt, asta zice sectorul cultural tot timpul, nu sunt bani, domne, nu sunt. Nu mai sunt. Și nu există criterii de performanță, nu există nimic. Ei trăiesc într-o lume a lor, absolut izolată, nu dau socoteală nimănui. Mie nu mi se pare că oamenii ăștia sunt mai morali sau de ce să-i menajăm prin comparație cu, nu știu, un politician nenorocit care măcar are bunul simț să se folosească de niște verișori sau de niște, nu știu, prieteni din facultate ca să ajungă banii înapoi la el. Sectorul cultural de stat își dau ei lor, se angajează ei pe ei. Este o, așa, referitor la accesul la cultură, da, aici cred că e o temă interesantă și anume dacă produsul la cultural e finanțat din bani publici, într-o lume normală, el ar trebui să fie gratuit, oferit unui număr cât mai mare de oameni. Și asta, ții minte că a fost discuția asta legată și de finanțările prin CNC, în care regizorii români iau foarte mulți bani publici de la stat, dar se comportă timp de 10 ani până dau filmul înapoi la stat, ca și cum ar fi niște companii private finanțate din fonduri private, ceea ce nu mi s-a părut niciodată ok. Și un regizor foarte cunoscut îmi explica că cu câteva sute de euro pot să îmi cumpăr și eu serviciile unei companii din străinătate care să-mi arate unde în lume filmul meu a fost piratat. Și în timp ce omul ăla îmi explica, bă, să știi că e foarte bună chestia asta, că o să vezi, uite, eu mi-am găsit filmul pe site-uri în Japonia, în Coreea și pot să-i scoți pe aia ca să-ți cumpere, nu știu, DVD-urile de la tine direct. Eu mă gândeam, mă, tati, dar tu ai primit banii ăștia de la stat, adică cum poți să gândești? Și e foarte bine că îl vede un om din Coreea sau din Japonia și chiar pe gratis, adică care e problema ta? Aici iarăși e o problemă, cum e, nu, recenta discuție legată de festivalul Enescu, nu? Eu primesc, nu știu, cred că e una din cele mai bine servite structuri pe zona asta, nu, de finanțare, nu știu exact, dar e clar că au triplat prețul biletelor anul acesta, ei primind, nu știu, am înțeles că sume impresionante, știi? Pentru că anul ăsta biletul maxim e 210 lei și anul trecut era 120, deci n-a mai fost Tudor Chirilă de mult la Enescu. Bun. Bun, în primul rând asta cu structura stalinistă, să spui că sistemul nostru e stalinist, e, cum să spun, seamănă cu aia care spun că metroul e comunist. Stalin era doar by chance, ca să spun așa, la conducerea Uniunii Sovietice la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când s-au întâmplat multiple chestii, da. Printre altele, dintr-o dată politicienii europeni au avut o revelație vecină cu Epifania că dacă nu le bag verși și multă cultură, inclusiv oamenilor sărace, vor deveni extremiști. Una peste alta, în democratizarea accesului la cultură e un fenomen comun tuturor țărilor europene imediat după al doilea război mondial. Iar în România chestiunea este foarte simplă. Înainte de 1948 erau patru teatre naționale, între care unul la Cernăuți, deci ăla nu se pune, că n-a mai fost după aia, și în rest erau o grămadă de companii private care de fapt primeau finanțări de la politicienii locali.
Da, asta cu mitul companiilor private de teatru din perioada interbelică e ceva foarte interesant, pentru că și dacă dai o căutare pe inventarele de arhivă, o să vezi muntele de scrisori ale feluriților lideri de companie care ziceau: venim și noi în turneu la Brăila, domnule primar, dați-ne și nouă niște bani să jucăm, că venim noi care suntem marea companie de la București să jucăm la dumneavoastră, dați-ne și nouă bani și o sală gratuit. Deci, inventarea unui sistem public la nivel național în care aveai instituții de cultură și în ultima fundătură a fost un lucru de extrem importanță după mine și, în general, eu personal nu sunt adept acestei competiții între instituțiile de stat bugetofage și nemernice și sectorul independent cel virtuos. Pentru că, pe scurt, dacă că economia artei e oricum o excepție de la sistemele economice capitaliste în general, iar fără finanțare publică, pe scurt, nu poate exista o cultură democratică. Fără finanțare publică nu există decât cultură pentru oameni bogați. Da, aici sunt de acord, dar de ce trebuie numai statul să fie finanțat? Asta cu ajutorul, pentru că știi cum, la sector, dacă dai bani la sectorul independent, se cheamă ajutor de stat. Deci tot la termenul stat ajunge. În Uniunea Europeană se cheamă ajutor de stat. Mie mi-e groază de perspectiva că vom fi atât de mânați de dorința de înfierare cu mânie proletară, încât vom desfința instituțiile publice. Ele trebuie să reinventate. Nu. Eu cred că ele trebuie să rămână, dar se va produce o oarecare competiție, da, pentru finanțare. Adică eu nu văd de ce un manager de la stat nu poate să aplice și el. Nu văd de ce un manager de la stat nu poate să aplice și el pe un proiect, nu știu, anual sau multianual, la fel cum aplică, nu știu, managerul unei companii independente de teatru, nu discutăm de teatru. Și să fie o competiție, dacă vrei, cu argumente de o parte de alta, dar pe proiect. Da? Și atunci, nu, dacă statul n-am înțeles de ce noi trebuie să finanțăm un sistem închis în care, scuză-mă, totul e foarte discreționar, nu știu dacă ai întâlnit, dar sigur ai întâlnit oameni din zona asta care nu dau socoteala nimănui, își montează, joacă în piese, regizează, fac o grămadă de lucruri, sunt taie și spânzuri în instituții, dar nu mișcă nimeni în front. Și mai ales în momentul în care un background presupun autentic, profesional în spate, e și mai greu să-l miști de acolo, pentru că el zice, dom'le, sunt validat de filme, de opera mea, sunt cine sunt în țara asta, adică știu foarte bine cum. Iar politicul, care ori e dezinteresat, ori e total. Deci, eu, poate soluția ar fi chestia asta, găleata să fie comună, să vină și statul, să vină și sectorul independent, să lucreze toți pe proiect și statul, nu știu dacă e mai eficient să primească mai mulți bani, dacă sectorul independent, dar eu nu zic să dispară, din contră, eu nici nu cred că ar putea să existe un echilibru, de fapt. Eu cred că e o măsură de bun simț, într-un fel, care le propui un echilibru între cele două luni. Și discuția asta putem să o ducem și către presa de stat și presa independentă. Adică gândește-te că în zona, hai să zicem, care mi este mie familiar, reportaj fiind documentar, vă dau exemplu celor de la Recorder. Ăștia sunt niște oameni care lucrează pe niște bugete absolut ridicole în comparație cu cheltuielile pe care le are, să zicem, o televiziune locală a postului public, deci un studio local. Nu discutăm de studio național. Impactul lor social în România este mai mare decât al postului național pe foarte multe teme. Și, sigur, se bazează că ei au găsit această distribuție prin social media, care, da, au cum să-și arate filmele pe o altă platformă. Dar de ce să nu primească și finanțări, te întreb și pe tine. Și în România ei n-au nicio șansă să lucreze cu televiziunea națională, spre deosebire de țări occidentale,
și ajung într-o zonă periculoasă de compromis. Adică ei fac acum un soi de reportaje corporate din care iau bani privați și nu fac de fapt ceea ce ar trebui ei să facă, să-și vadă de investigații și de asta, pentru că n-au economii cum să rezistă. Și modelul ăsta de finanțare, de exemplu, există în statele, culmea, în America, care e o piață foarte dură și unde post, nu există un post public în accepțiunea așa, dar acolo totuși există, dacă în America se poate finanța, de exemplu, documentarul de investigație sau ăsta de independent sau de autor, de ce nu s-ar putea într-o țară ca România? Păi, știi? Eu propun, dacă suntem ca America, să fim ca America, adică... Nu, una dintre chestiile că, care mă scoate pe mine din minți în România este că în 10 minute de stat de vorbă cu un om, cum stați că el își dorește ceva ca în America, altceva ca în Finlanda, altceva ca în Franța și restul ca în Germania. Și trăiește ca în Rusia. De fiecare dată, deci această, cum să spun, chestie de segmentare în care noi idealizăm, adică ne dorim o bucată de acolo și o bucată de acolo, dar nu, cum să spun, nu vedem întregul. Nu e foarte constructivă. Da, hai să facem un sistem ca în America. Nu, zero finanțare publică. Nu. Există finanțare publică. Nu mai există. National Endowment for the Arts nu mai finanțează decât niște programe educaționale. Eu mă referam la PBS și la platforma aia lor de documentar, că pe ăștia ai știu. Finanțează producțiile pentru PBS, deci televiziune, nu știu, în alte zone. Dar nu e America modelul, nu. E clar că modelul ăsta occidental, dacă vrei, în care... De exemplu, eu cred că raportul ăsta între finanțările pentru sectorul independent și cel de stat în Occident este mult mai echilibrat. Bun. Practic, nu-i vedem apa caldă. Hai să găsim o modalitate prin care forțez și România să se occidentalizeze un pic, că ea de dragul reformei nu face de fapt nimic, adică din contră. Dacă toți suntem de acord că nu avem nu știu câte sute milioane de locuitori și nu deținem cel mai mare PIB pe cap de locuitori din lume și nu l-avem nici pe Trump, putem să mergem mai departe. Da, categoric. Deci tot ce spui tu este de fapt... Finanțarea de... Noi urâm niște oameni. A, nu ne place baronul nu știu care, nu ne place baronul nu știu care absolut, și nu există, cum să spun, nu există cetățean mai dornic să se desfințeze sindicate, contracte de muncă, protecție socială a angajaților la, în sistemul public de cultură decât independentul. Suntem foarte atașați de aia, capra asta e așa de grasă că trebuie neapărat să moară. Nu discutăm. Noi, în toate situațiile pe care ai spus că tu vorbeai de stat și independent, nu, de fapt discutăm despre finanțare publică. Da. Felul în care, că o instituție este o instituție publică sau o instituție privată, e partea a doua. Pentru că ce se finanțează, basically, și în cazul unora și în cazul celorlalți, nu este instituția sau organizația, ci este accesul beneficiarului. Toată tipul de gândire european al subvenției este că se subvenționează ăla care se duce la teatru, la filarmonică sau la muzeu. Nu se subvenționează muzeul în sine sau teatrul în sine. Există, finanțarea este pe cap de beneficiar și se dă pentru beneficiar. Cum ne întoarcem? Dar beneficiarul totuși plătește un bilet, mai mult sau mai... Înțeleg? Deci oricum nu primește pe gratis serviciul ăla beneficiarul. Eu cred că greșește. Eu cred că în multe cazuri se finanțează instituția și conținutul cultural, nu știu, e de la casă. Eu îți spun care este filozofia acestei finanțări. Da. Iar asta cu accesul gratis, nu, el primește acces la un preț accesibil. Nu există doar prețul integral sau gratis. Pentru că una peste alta, tu primești o facilitate. Nu? Asta cu gratuitatea la cultură este cea mai mare tâmpenie posibilă, pentru că îi creezi
omului impresia că e așa, cultura se face pe pereți, iar aia sunt niște oameni care au un hobby și care, da, cum să spun, trebuie, da, să... Uite, în Timișoara așa funcționează. În Timișoara sunt zeci de spectacole cu acces liber, în piețe, peste tot, și ai perfectă dreptate, ai rock, ai jazz, totul pe gratis. Uite, asta e o politică făcută de o instituție de stat, atenție, de Casa de Cultura Municipiului, da? Care organizează spectacole gratuite, fiind o instituție, uite, a dus la perfecțiune, dacă vrei, modelul ăsta, ia banii de la stat și oferă pe gratis evenimente. Reversul, dacă vrei să treci din meseria asta, de exemplu, de jazzman din Timișoara, practic tu nu poți să aduni decât o mână de oameni într-o sală, pentru că oamenii deja s-au obișnuit să primească poate muzică mai bună decât cea pe care o faci tu, pe gratis. Și face Casa de Cultură, are politica asta, înțelegi? O politică, dacă vrei, o strategie a primăriei de a oferi pe gratis ce dorești. Da, tot spectrul de la Smiley până la jazz. Da, e o strategie națională pe care, pentru că există constituțional ceva care se cheamă autonomie locală, este imposibil să o împiedici altfel decât schimbând politicienii locali. Nu există. Prin lege. Nu poți să faci chestia. De ce organizează primăria evenimente culturale? Nu-i treaba ei. Pentru că poate să facă chestia asta, pentru că există autonomie locală. Nu. E mită electorală ce face primăria în felul ăsta. Adică își finanțează, așa, își cosmetizează imaginea. Așa. Din punct de vedere legal, de vreme ce cetățenii acestei țări, acestui oraș, plătesc taxe și impozite la nivel local, iar constituțional primăria are, autoritatea locală are autonomia de a folosi acești bani cum consideră necesar pentru cetățenii ei, tu nu poți să le interzici prin lege să facă nimic. Eu nu înțeleg de ce nu cumpără, nu știu, niște pachete de alimente sau dulciuri și să le oferă. Bun, asta este o întrebare foarte bună depusă în campania electorală. Și dacă există... Dar legea nu cred că îi lasă. Că ar face și asta, nu cred că îi lasă. Sau să ne cumpere la toți câte un casetofon sau, nu știu, un DVD player sau... În București ne cumpără biciclete. Ne mai cumpără aparate dentare, mașini și taxiuri. Aici tropirete se cumpără. Păi da, dar nu ne primim cadou, din păcate, deși ar trebui ca o autonomie. Înțelegi? Dacă există... Vezi, asta e o chestie de elitism. Dacă există, că noi credem că nu e bine și cineva trebuie să-i împiedice pe ăștia să facă lucruri dintre astea. Dacă cetățenii acestei localități consideră că nu e bine, au instrumentul magic la anul mai ca să oprească această chestiune. Fiecare localitate și-are administrația pe care a votat-o. Deci, acum, o ruta mea care lucrează la o primărie este profund revoltată că Comisia de Urbanism din Consiliul Local, care, cum se spune, aprobă de-astea, construcții de baruri, de așa, e formată din bucătari, cum să spun, medici, tot felul de, așa, de niște cetățeni care nu au nicio treabă cu urbanism. Dar ăia sunt oamenii pe care cetățenii acelui oraș i-au votat. Culmea este că aceiași oameni erau și în perioada stalinistă, în aceleași poziții, nefiind votați. Apropo de comparație cu perioada stalinistă, ceva putea stalinism în chestia asta, deși avem alegeri libere. Bun, dar... și atunci mai există și varianta să pută a hitlerism, condițiile în care vin elitiștii și spun: voi nu votați prost, noi știm mai bine care sunt oamenii deștepți care n-o să dea minte electorală și n-o să facă aia și n-o să facă aia. Bun, în concluzie, eu credeam că tu ești o parteneră a mea în constat public. Nu finanțăm sectorul independent, îi lăsăm pe ăștia de la stat să se transforme, Caramitru să aibă o chestie, să zică: bă, duc prea mulți bani acasă, ia să chem niște independențe, le dau săli, salarii, să...
Nu, părerea... Tu știi că nu se va întâmpla asta. Problema mea, în general, este legată de faptul că orice... în general, demersurile reformatoare din țara noastră sunt profund animate din niște sincere și proletare sentimente de ură. Adică este profund irelevant cum se numește directorul de colo sau directorul de colo sau directorul de dincolo. Pentru că nu știi unde este ură într-o formă pură? Exact la baronii culturali. Ei au urăsc sectorul independent. Dacă ar fi după mintea lor, noi ar trebui să fim interziși prin Constituție. Da? Iar ei să rămână în funcție până la 80 de ani și eventual să lase copiilor funcția. Atât ai duce mintea și nu exagerezi cu nimic. Deci acolo e ura adevărată. Aici e disperarea pe partea cealaltă străzii, unde tu vezi că n-ai resurse nici să-ți cumperi un citro și vezi pe demenții ăștia că cheltuiesc milioane de euro pe tot felul de prostii și în continuare se plâng că nu primesc de la stat suficient bani. Și într-o competiție cât de cât culturală, totuși sectorul cultural independent, eu cred că lor asta face față sectorului cultural de stat, deși el se află clar într-o poziție total nefericită. Bun. Acolo este ură profundă. Imaginează-ți că îi întreb pe directorii ăștia, mă, dar voi cât sunteți lăsați să mai lăsați din fița asta și amărăților din zona de oricare asta? Parte, de asta ți-am spus că orice avânt reformator este animat de sfânt și proletar sentiment de ură. Pentru că de orice parte, pentru că de orice, lasă-mă să termin, pentru că de pe orice parte a venit acest avânt reformator, el, pentru că și el a vrut să reformeze. Există, toată lumea este într-o ferventă schimbare. Și de pe partea elaltă, când vin propunerile, ele sunt animate de, cum să spun, de exact același sentiment, de sens opus. Ori dar asta ei reușesc. Dar asta da. Mie, nu reușesc întotdeauna. Ori asta nu e o premisă bună de a, cum să spun, de a avansa lucrurile. Pentru că, de fapt, ceea ce îi se reproșează sectorului cultural în aceste lupte intestine, este faptul că pierd în vedere beneficiarul, adică ăla căruia îi se adresează. Așa. Acum că nu ne place unul, că nu ne place de directorul de nu știu care și directorul ăla vrea să desfințeze contractele de muncă, că el vrea pe o perioadă nedeterminată, că el vrea să aibă numai sclav de câte o angajați pe câte o lună, ca să nu zică nimic, că prelungirea contractului depinde de manager. De oricare ar fi, pare a fi o bătălie extrem de internă. Care... E o altă bătălie, e o altă temă, să știi. Pentru că ține de modul în care funcționează instituție de stat. Pentru că singurul motiv pentru care statul finanțează cultura nu este artistul. Este beneficiarul actului cultural. Statul nu are absolut niciun fel de obligație să te sponsorizeze, subvenționeze pe tine ca artist. Exact cum nu are nici cea mai mică obligație să subvenționeze și să sprijine un profesor sau un cercetător sau pe altă categorie socială. Whatsoever. Banii din cultură nu sunt finanțări pentru susținerea omului de cultură. Nici am zis. Deci această bătălie între statul care e rău, nu, statul este ăla care dă bani la toată lumea. Eu n-am zis că statul e rău. Statul e bun, e o convenție, da? Discut de sectorul cultural de stat care dispune de toate resursele, care nu are limite în a se extinde, în a acapara, în a cere, în a așa, care este într-o simbioză cu politicul și care nu livrează. Hai să o spunem și pe aia dreaptă. Sectorul cultural de stat, cu excepțiile pe care știm și noi, nu livrează. El moare, se dezumflă. Ce se nu livrează? Nu livrează conținut cultural pentru beneficiarul care zici tu. Acum... Și de ce să nu vină și el la concurs sau la competiție cu sectorul independent și să zică, bă, noi știm, avem.
l-ar ajuta și pe sectorul ăsta de stat să mai dea jos din kilograme și să alerge și el. Mai, mă tem că dacă iei unele instituții, alea mai baronizate, da, cam bat la fund pe oricine în materie de astea, livrări. Păi da, da, au bugetele unde ele bat la fund, așa, dar în spatele, în vitrină pui două, trei producții bune și în spate sunt 20 mediocre sau făcute cu directorul Baron. Acum... Și normal că tu bați la fund, dar tu ai un buget cât tot sectorul independent mulții cu 10. Adică despre ce discutăm? Păi totuși e despre bani, becuri, haine, salarii, adică cum? Plus bați că eu concurez cu ei la finanțări. De ce concurez eu cu Fundația Universității de Vest? De ce concurez eu cu instituțiile, da, care oricum au subvenție, da, pe exact, finanțări publice? Da. Descărcați listele, sunt publice. Păi stai așa, scuză-mă, dar domnul tocmai spunea că ăsta este viitorul, să concureze unii cu alții. Nu, da, nu, dar nu, ei iau odată banii de la stat, pe urmă mai vin și la mărunțișul ăla, care, da, se dau în sectorul, da, independent, da, da, și își fac și o fundație, da, și vin și concurenți cu mine. Da. Corect, da, bună observație. Vezi tu, da, vezi tu, fundația nu este universitatea. Exact cum când eu am probleme cu costul tonerului, te asigur că Fundația Universității de Vest nu are problema cu cât costă tonerul, hârtia, da, biroul, curentul, da, gazul, da, mașina, da, cazarea, da, autobuzul și toate astea. Da. Bun, acum eu am o veste proastă. Un sistem care să financeze în termeni reali producțiile sistemului independent este un sistem pe care actualul AFCN nu vrea să-l accepte și care, exact din motivul, din cauza consecințelor lui, care nu va mai permite proliferarea la infinit a sectorului independent. Nu va putea funcționa în continuare. În momentul de față se dau două paie la 1000 de măgari. Da. Și ai 1000 de măgari famelici, dar în viață. Da? Dacă vrei să hrănești bine măgarii, nu vei putea hrăni 1000. Ei va trebui să rămână puțin. Vor rămâne acei măgari care știu să tragă la căruță? Da? Care știu să lucreze cu alți măgari? Și care lucrează și la stat. Da? care lucrează și care la au stat. Care au speranță de viață îndelungată. Da? Ce o să dispară este și sistemul în care un proiect neputându-se el finanța cu 75-80 de mii de lei, devine dintr-o dată 4 proiecte eventual aplicate printre organizații și o societate comercială. Nu o să mai poate exista nici sistemul în care același proiect învârte uite așa activitățile și ia bani și de la primăria Bucureștiului și de la FCN și de la primăria Iași și de la primăria Arad, pe principiu că nu există o bază integrată a finanțărilor publice. Și atunci putem să mai facem dublă, triplă, quadruplă finanțare, că oricum nu află nimeni și oricum putem să semnăm 7000 de contracte de drepturi de autor pe care, deci, în care aceeași activitate este împărțită în 5 activități. Deci, asta ca să, cum să spun, da, problema este că toți suntem imorali. Toți. Ei ne obligă. Sistemul de finanțare te obligă. Da. Dar, iartă-mă, deci, așa îi obligă și pe ea. Precaritatea sistemului te obligă. Așa îi obligă și pe ea. Pentru că sistemul este atât de precar și tu ești atât de disperat, încât în timp te transformi într-o... Așa. Încerci să supraviețuiești și... Într-o ființă dar... Practicată de chestii imorale. O singură dată în viața mea când am văzut bugetul de producție a unui spectacol de teatru. Deci, efectiv, m-a bușit. Așa, și dacă aici am aduce un director de teatru, el o să-ți spună la fel. Da? Deci o să-ți spună un director de teatru al unui teatru mic din Secuime. Da? Da. Că el s-a trezit că țara asta nu are buget până în luna mai. Da? Deci bugetul patriei a fost aprobat pe 13 martie, după care a început să se rostogolească către margine, către...
județe, municipii, orașe și comune. Și până a ajuns la orașe și comune, s-a făcut Sfânta Lună Mahi. A? Iar ăla, Dâncuru Secuimii, scuze, trăia în a 12-a parte din execuția bugetară de anul trecut, dar el avea alte, da? Avea alt ritm de producție. Da. Și el ce o să-ți spună că a făcut? Că el și-a folosit fundația și strânge bani acum pe fundație. Ca dacă pică în naipii guvernul ăsta și nu o să putem, și o să avem guvern interimar care nu o să poată da buget așa. Și situația de anul ăsta se va repeta identic la anul până în alegerile locale. Ăla să aibă cu ce să-și plătească colaboratorii. Deci ăla e un erou. Da? Da? Lucrează deci, la stat, aia o să... și... El e și moral și aia o să-ți explice. Și tu ai asta... fost un om bun și vei ajunge în timp. Deci aia o să-ți explice și ăla. Care pentru că realitatea din teren nu este cu baronul de la Sibiu și baronul de la București. Realitatea din teren este cu așezământul cultural de la Pocraca din Deal, cu teatrul de la Miercurea Ciuco, Dorheiu Secuiesc, Sfântul Gheorghe, Turda și din asta, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, din ăștia de fluieră a sărăcie și când e buget. Și care, cum să spun, sunt animali de aceleași sentimente tandre față de baronii care colecționează tot, ca și sectorul cultural. Deci? Iar între timp, noi toți suntem blocați în anumite, cum să spun, cât se poate de legitima întrebare, de ce jumate din bugetul culturii pe țara, din țara asta este monopolizat de trei instituții și un festival în acest regim de baroniadă. Dar nu există, cum să spun, această opoziție între ăia bogații și, și risipitorii și ăștia săraci și muncitorii, e doar în cărțile de pe vremea lui Stalin. Deci această opoziție nu este decât în alea bancurile cu burghezi și proletari. Realitatea din teren este că dacă o ținem tot așa, pe lângă faptul că cam estimez eu 36% din sectorul independent într-un final inevitabil va ajunge la pârnaie pentru dublă finanțare, evaziune fiscală și alte chestii de genul ăsta. Da? Iar jumătate din sectorul public, iar jumătate din sectorul public se va autodesfința. Mai bun, dar și care ar fi soluția? Soluția este să regândești întregul sistem ca pe o, părerea mea, ca pe o, în primul rând să te centrezi mai puțin de câți bani are Teatrul Național din București și Teatrul Național din Sibiu, și să te concentrezi mai mult pe care este politica ta națională. Nene, deci ce vrei tu? Tu, statul român, da? Care te-ai trezit captiv cu 7.000 de instituții mici, mari, familice, de toate felurile, la peste tot, da? În care Ministerul Culturii și Primăria Orașului București mai nasc câte o mărcică instituțională de aur la fiecare 6 luni. Da? Tu, statul român, ce vrei să faci? După care îți faci o analiză de sistem. Vezi, mamă, eu le-am pe astea, care fac asta, asta și asta. Bun. Și noi avem nevoile asta și asta și asta. Și am un sector cultural care are independent, care are nevoile astea și astea și astea. Și în momentul în care, după ce faci o analiză, pentru că o analiză nu poți să o faci plecând doar la ce știm noi despre Teatrul Național. Bun, deci asta ar trebui să facă viitorul ministru al culturii. Nu, asta putem să facem și noi. Păi, hai să facem. Da, asta putem să facem și noi. Noi doi încercăm de 5 ani să coagulăm independenții din Timișoara, să fim uniți măcar într-o platformă comună. Da. Un cluster, ceva, un ceva. Păi mai uniți-vă, da? Nu, dar nu faci, că n-ai susținere politică. N-ai susținere. Și nu ești, devii irelevant. Ați vrut să puneți o spune? Da, nu am niciun fel de mânie proletară. Da. Am venit cu speranță la discuția asta despre pact. Aș vrea să-mi spuneți, nu știu puține lucruri despre domeniul cultural, dar aș vrea să-mi spuneți, există în Europa sau în lume un sistem echilibrat de finanțare sau un algoritm sau un ceva a instituțiilor publice culturale de stat
cele finanțate de stat ăștia, baronii, da? Și, și independenți. Adică dacă ar fi să luăm pentru un pact, un model, frumos, ne inspirăm, ce funcționează la alții, ce ar funcționa la noi. Întreb pentru pot, că vreau să știu, da, nu? Pot să vă dau un exemplu, poate e de nișă, legat de cum au evoluat televiziunile publice din Occident vis-a-vis de filmul documentar. Cunosc foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Ei produceau in-house, adică angajații televiziunilor publice făceau filme documentare și reportaje până prin anii 80. După care, fiind totuși în Occident și având un management, nu știu, mai emancipat, și-au dat seama că e mult mai eficient să externalizeze o parte din producție. La început o cotă relativ mică, de 30%. Și de fel au avut așa? Am tot încercat să-i convingem, dar n-au reușit să pună un slot pentru independenți. An de zile am avut nenumărate discuții cu toți directorii lor și întotdeauna venea un nene din interior care zicea, șeful, noi suntem mai ieftini, avem scule, avem... De ce să lucrăm cu ea din afară? Păi sunt un pic mai buni. Acum, ce discuție asta? Dar atâta pot să vă zic. În momentul în care au intrat independenții, atenție, pe bugetul televiziunilor publice din țări cum e Germania sau Franța, așa, țări cum sunt așa, atunci s-a întâmplat un fenomen. Evident că externii erau într-adevăr de bani, ei făceau o treabă mai bună decât internii. Și atunci a crescut procentul ăsta de externalizare până aproape de 70-80%, care e cazul, de exemplu, în momentul de față al Germaniei. Sigur că a existat o rezistență internă, dar s-a produs un alt fenomen. O parte din angajații viabili ai televiziunilor publice au ieșit din sistemul ăsta de angajat 8 ore și au făcut firme și au devenit și ei externi. Și chiar a existat o politică de a-i ajuta pe angajații din interior, care vroiau și care credeau că așa e mai bine și pentru ei, să iasă în afară și chiar cred că o perioadă aveau, nu știu, o anumită cotă era alocată foștilor angajați care se privatizau. De exemplu, în Leipzig chiar au primit în sediu televiziunii independenții, au primit birouri și facilități. Deci a fost o reformă. În România a fost imposibil. Adică în România sindicatele din televiziunea publică, băi, aici e stațiune balneară, noi nu mișcăm de aici. Adică nu ne stricați nouă cu reforme. Noi trebuie să ne odihnim și gata, de pe vremea lui Vornicu, noi ne odihnim și gata. Să fim bineînțeleși. Eu sunt un pic răutăcios acum, dar de câte ori ai deschis o discuție cu ei, băi, e perfect că e stațiune balneară, dar hai să, că uite, sunt posturi private, nu mai aveți audiență, nu vreți o chestie un pic mai picantă sau mai dulce. În momentul ăla discuția s-a terminat, că veneau aia din interior, culmea, niște mega șmenari interni, care ziceau, domnule, nu se poate, domnule, dar puțin ceva, nu se poate, nu suntem mai buni. De fapt, exista o teamă că în felul ăsta ei se expun, adică, și a rămas un capitol închis chestia, nicio fază de reformă a televiziunii publice, ce au reușit să facă, dacă vă aduceți aminte, au dat niște oameni afară pe niște criterii greu de acum, nu știu, 7-8 ani, n-au reușit să deschidă televiziunea publică. Deci, de aia cred că e nevoie de o lege și pentru televiziunea publică. Păi, și au deschis-o foarte bine. Pentru că sindicatul apără masele largi populare și pentru că, oricum zice Florin, e sanatoriu, s-au gândit ei la o soluție și mai bună și anume, în momentul de față, mă rog, acum de când cu doamna Grada sunt alte probleme, dar înainte de doamna Grada, noul spot național era că erau enorm de multe emisiuni care erau externalizate, de maniera că producătorul era firma Xulescu, dar care emisiune se filma cu resursele televiziunii. Când așa fel era toată lumea happy, plătită, vorba aia, resursele alea oricum sunt gratis, le avem aici. Și deci nu e vorba că s-a închis și televiziunea își face toate materialele doar cu angajații ei, dimpotrivă. Întrebarea a devenit
De ce mai are atâția angajați, de vreme ce atât de multe emisiuni sunt făcute cu tălurite societăți comerciale? Da. Știu, întâmplarea face că am lucrat un an în TVR. Da. Și ce pot eu să vă spun e că, într-adevăr, există o rezistență internă la nivel de angajat al externalizării, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ordonatorii de buget au și chestia asta. Eu oricum îi plătesc pe acești oameni. Da. Dacă îi dau pe ăștia, dacă nu le dau ăstora, ce să facă? Ce da? Să facă? Ei vor lua leafă. Da. Și în același timp eu voi plăti o producție externă, da, și îmi pun pe toată lumea în cap. Da, dar aia îți aduce audiență, ceea da, ce ei nu mai au. Adică e exact ce zice ea. Unde e beneficiarul final? Cetățeanul român care nu se mai uită la programele... Eu pot doar să vă împărtășesc din experiența da, mea, nu am făcut emisiuni, da, nu a fost da, realizată. Ce se întâmplă că o știu, eu vă întrebasem, da, adică vă... Dar într-adevăr, ai oameni care sunt plătiți deja, deci se duce. Da. Aia sunt bani care se duc. Interesant că am întâlnit și la posturile private aceeași mentalitate. Ultima oară la Digi24, în care ăsta era un post privat. Ai zice că, băi, ei sunt pe eficiență, da? Și eu le ziceam, le-am demonstrat, le-am zis, primiți o oră de program, nu știu, la 10.000 de euro, de o calitate, erau exact ăștia de la Recorder, parte din ei au fost angajați. De ce nu-i lăsați să-și facă firme? Pentru că oamenii se plângeau, nu avem scule, neprogramați aiurea, nu putem să facem. Și am zis, bă, lăsați-i să plece afară, să-și facă firmă și luați de lei conținutul final, sunteți firmă privată, gândiți. N-ai putut. Erau niște băieți de la țară, chiar și la postul ăsta privat, care erau mai mult interesați de dacă veneai cu pantaloni scurți sau pantaloni lungi, vă dați seama. Și erau oamenii de încredere ai șefului. Și ăștia nu înțelegeau de ce îi se ia conținut din afară. Și eu le-am zis, băi, e așa funcționează toată lumea asta, așa funcționează tot ce vedeți pe HBO, pe Netflix, ea, sunt niște giganți care nu produc nimic ei finanțează, comandă. Nu, discutam de ăștia, newcomer și BBC-ul comisionează cam 40-50% pe documentar, nu știu pe ce altceva. BBC-ul e finanțat din taxele oamenilor. Da, da, dar comisionează mult. Deci BBC-ul lucrează și. Dar BBC-ul e, cum să zic, e una din televiziunile cele mai... Măi, nu avem acces la spații. Primăria are spații. Te duci să ceri frumos, să-ți dea o dărăpânătură cu pe picioare. Nu-ți dă. Deci nu avem acces la spații. Nu-ți dă ție, pentru că la teatru cu tare sau la... Băi, deci hai, în primul rând, stai să lămurim. Singurul domeniu. Da. Deci, muzeele sunt integral de stat, da? Există un muzeu de artă recentă în București, da, care e privat, dar conform Institutului Național de Statistică, în 2017, toată țara erau 43 de angajați pe codul KN în privat. Da. 43 în toată țara, da? Deci în zona de muzee nu ai sector privat, da? Da? În zona literară și în zona de film nu ai sector public. Deci totul este privat. Da? Doar... Și de aia e o zonă performantă, da, întâmplător sau nu. Păi da, este foarte performant filmul. Dacă face la filme fără finanțare de la CNC, dă-n aia. Toate filme, deci a devenit deschisă în CNC. Nu se fac fără CNC. Păi asta spun, e performant la ce? L-a luat banii de la stat? Nu, nu, e unul din domeniile care... Cu bani de, care au confirmat la așa, cu bani de la stat. Nu confirmă și să dea înapoi bani. Deci este atât de mare succes încât criticele alea nu se le... 10 săli de cinema, cum crezi că se închide? Bine, financiar? Tu ai spus... Deci cu 100 de spectatori, deci tu ai spus mai devreme... Deci tu mi-ai zis mai... Tu ziceai mai devreme de pirații și de nu știu ce, da? Da. Deci ăla este... noi nu avem o industrie care să... Cum să spun? Care să returneze mai mult de 1% din credit. Da, e adevărat lucrul ăsta. E adevărat lucrul ăsta, dar uite, îți dau un exemplu din Timișoara. În Timișoara există... Și nu e vorba doar de încasări din România, există, pentru că sunt încasările filmului în general. Din nefericire, am aflat o chestie, că dacă ai un apropiat care are o problemă oncologică, în Timișoara ai două soluții. Să te duci la spitalul de stat și să te duci la spitalul unei fundații
da, care îți pot rezolva problema. Culmea, știi care este? Spitalul Fundație lucrează cu Casa de Asigurări de Sănătate. Și te întreb pe tine, și care se zice că e un pic mai bun decât ăla din stat, de stat. Și te întreb pe tine, de ce în zona culturală nu poate să funcționeze același lucru? Să fie și spitalul de stat, să fie și în alt fundații, dar care să fie finanțat sau cofinanțat de stat. De ce nu putem importa din zona asta? Da, de ce dacă sunt atât de performanți, am nevoie de bani de la stat? Eu asta te Pentru că oamenii nu-și permit să-și plătească citostatice. Punct. Sunt prea scumpe și scumpe datorită mafiei medicamentelor din, de peste ocean sau de unde vrei. Și tu mama lor de capitalici. Da. Bun, de, da. De ce să nu facem și în cultura aceeași chestie? Întrebarea mea este, cum să zic, eu cred că ar fi foarte interesant. Da, spitalul, câți bani a dat? Stai așa, clădirea spitalului lui privat a dat-o statul? Nu, și-a construit-o el. Bun, deci da. Să-și construiască... Și lucrurile, fii atent, eu în final am ales spitalul, dintr-o întâmplare, am ales spitalul de stat pentru apropiatul meu, care nu m-a dezamăgit total, pentru că el era deja într-o competiție cu ăla privatul. Și mai curăța la toaletă și medicii aveau atitudine. Păi, eu sunt perfect de acord. Deci... Și de fapt erau medici care lucrau și la stat și la sigur, privat. Deci și este de fapt... minunat. Doctorul ăla este foarte bun. El este plătit, norma de muncă a unui doctor într-un spital public este de 7 ore. Asta zic, și statul a devenit el era foarte... mai sigur, ok. Deci, dacă doctorul ăla își făcea cele 7 ore regulamentare la spitalul de stat, după 7 ore de muncă era super competent la spitalul privat, așa e? Nu, ăla-i doctor care, nu, am mai exprimat eu greșit, ei se formează la stat și pleacă la privat, ăia tine. Doctorii cam rămân la stat și eventual, nu știu, seara mai dau consultanți într-o clinică. Da, deci cam cât de... Dar, în final, eu nu sunt dezamăgit de spitalul de stat și îți garantez că și, de acord, dar... și Teatrul Național din Timișoara ar fi... fabulos, acum e da, foarte bun. Dar exista un investitor privat care a nu, fost nu, dacă ar fi într-o competiție similară. Locală cu două companii sau trei private. Spuneți. Păi am încercat să întrerup discuția despre sistemul medical. Da. Care e cu totul altceva decât cultură. Da. Și n-am participat de la început ca fără la serviciul la noi la stat. Apropo, un singur lucru vreau să spun. Onor, Ministerul Culturii a făcut rost în mod magic de 50 de locuri de personal artistic la o nouă instituție de spectacol înființată, numit Teatrul Ambasadorii, care posturi nu i-au fost date de către Ministerul de Finanțe, au fost colectate din posturile vacante dinăuntru Ministerului, inclusiv de la Direcțiile Județene de Cultură. Asta privea. Așa, dar la noi n-au avut ce colecta, că era plin. Erau, cei 8 oameni erau acolo. Și vreau doar spun că discuția văd că se desfășoară în foarte multe planuri. Una, în ce măsură statul e un administrator eficient al culturii. Și asta e o discuție lungă. Văd că e discuția despre... în ce măsură, și întrebarea cred că era, în ce măsură există un echilibru în finanțarea operatorilor culturali independenți versus stat. Și în lumea asta există modele de finanțare în care o parte din bani intră în ceea ce se numește înaltă cultură sau în ce se consideră prioritar, strategic, tradițional în cultură, teatrele, muzeele consacrate și așa mai departe, dar și acolo finanțările nu sunt ca la noi așa. Au și acolo condiții, o anumită bază, adică tot ce e mai frumos în lumea asta e să fii regizor de teatru, cred. Asta îmi doresc eu, de fapt. Că știu ce bugete se învârt acolo. Problema este cum finanțăm, de fapt, operatorii culturali independenți. Aici avem noi o problemă reală. În ce măsură statul face altceva decât face până acum, face prin administrația Fondului Cultural Național. Au crescut acolo sumele în ultimii ani, dar nu există echilibrul ăsta la nivel de comunități locale, nu există echilibrul ăsta la nivel de județe, de regiuni, chiar regiuni, da? Și practic am deculturalizat prin descentralizarea văzută cumva libertarian, vezi, doamne, comunitățile vor rezolva ele cultura,
au închis practic punctele muzeale, bibliotecile și am mai spus chestia asta, practic am județe fără niciun fel de instituții culturale. Nici de stat și evident pe lângă ele n-are nici ce să crească sector cultural independent. Și avem strategii culturale adoptate sau în curs de adoptare, nimeni nu știe că există. E ultima preocupare a statului, pentru că sectorul cultural independent este văzut ca un sector destul de politic. Cred că răspunsul este foarte simplu. Există modele, există art council-uri de peste tot, există anumite procente care ar trebui să fie obligatorii, așa cum există în alte în învățământ sau în sistemul spitalicesc, ar trebui să existe sume obligatorii de alocat sectorului cultural independent de către fiecare entitate, în fine, unitate administrativă. Dacă are, asta ar fi legea, care până la urmă ar regla cumva lucrul ăsta. Pentru că dacă eu, ca stat, îți dau banii pe cap de locuitor, că așa se privesc banii în morteuri, ar trebui să te oblig ca o parte cât de mică din acei bani să-i dau pentru activități culturale desfășurate de altcineva decât de cele două, trei centre de cultură pe care le-au județele. Și da. Cred că asta ar fi soluția. Problema este ce se întâmplă în acele, și asta e de fapt marea problemă. Asta este o soluție minunată pentru zonele care au deja infrastructură culturală. Dar 50% din zero e tot zero în zonele unde nu există această infrastructură. Mai mult decât atât, e cum spuneți dumneavoastră, problema este cum aduci orice formă de cultură în zone în care nu există această infrastructură publică pe care să se greveze, inclusiv ca, cum să spun, educația publicului și clădiri existente, activitățile sectorului independent. Există infrastructura culturală, îmi cer scuze că o spun, am făcut-o în perioada interbelică. Fie nu există oraș fără o casă de cultură, nu există un sat fără cămin cultural, ba da, există, iertați-mă că vă spun, probabil clădirea există, dar faptul că ea s-a transformat în restaurant sau în sală nimica, de prin tot prin lege obligi ca acea clădire să revină la destinația inițială. Eu sunt convins că în CFE încă mai scrie. Deci se poate tot, adică, infrastructura fizică asta se poate construi. Nu, infrastructura și înseamnă mult mai mult decât o clădire. Sigur, înseamnă mai mult de sunt, e ok, bun. Cred că există o bună, căutam soluții, probabil nu ideale. Dar cred că noi am avut, o fi fost interbelic naționalist, o fi fost comunist, noi am avut această infrastructură care stă părăsită, transformată în loc de făcut pomeni, sunt închise, uite aici domnul Olteanu care le identifică extraordinar, pe oriunde merge mai găsești un cămin cultural dezafectat, pentru că nu este obligația autorității publice locale, mare sau mică, ca și dimensiune, să aloce bani și să o țină funcțional, așa cum a fost obligat, să aloce bani și să mențină funcționale școli sau dispensare sau alte lucruri. Nu, nici măcar școlile și dispensarele nu au fost obligate să le mențină deschise. Aici, înainte ca să ajungi tu aici, am propus o soluție mai radicală și anume o paritate. Adică la un leu dat la stat, să dai pe proceduri, competiție, proiecte, un leu și la sectorul independent. E mult paritate la față de ceea ce se întâmplă pe plan mondial. Părerea mea că mult, dar într-adevăr, da. Un procent fix ar trebui să existe. Cer paritate și obții 1 la 2, okay, să zicem. 4-6% din, 4-6% din populația acestei țări stă la țară. Care credeți că sunt bugetele alocate culturii, astea publice, pentru cultura publică, în comunele, și, în comunele din țara noastră? Nu știu, consiliile județene le alocă bugetele. Și consiliile județene în bat bani. Majoritatea în rugă, sărbătoare, crâu. Da. Care sunt? Hramul. Deci, care sunt? Că astea nu sunt la categoria cu cheltuieli culturale. Vreau să vă spun eu că e greu să vorbesc după tine, dar până la urmă, de multe ori ați luat de rupe arătură că
chiar răzăpăcit. Eu vă garantez că în județul Timiș, cu excepția mașlocului unde cămin a fost retrocedat, toate căminile sunt în foarte bună stare de funcționare. Pentru că în căminul cultural, școala și biserica, în comune, sunt punctele de reper, plus primărie, dar primăria mai jos. În căminul cultural se desfășoară activitatea culturală pe care vă ține toți primarii încă 100 de ani încoace, care se cheamă rugă. Cine nu face rugă, e terminat. Deci, este activitatea culturală de la țară. Este greu să faci, este foarte greu să, nu vorbim de Timișoara, să vorbim de foarte mult pentru cultura la o comunitate de 600 de oameni sau 1000 de oameni. Nu vor fi nici teatră, nici balet, nici pentru că n-ai consumatori. Pentru că, până la urmă, cultura se face pentru beneficiar. Noi trăim n-ai într-o beneficiar. Rugă perpetuă. Uitați nu, câte festivaluri. În momentul acesta vreau să vă spun că domnul Mungiu și domnul Robu vorbesc despre cinematografie într-un alt proiect. Și cum sprijină domnul Robu cinematografia din acest oraș. Asta este, de fapt, marea provocare. Cum reinventezi un sistem care să ajungă că oamenii ăștia sunt absolut convinși că se uită la film. Pot să o facă și în caravane. Pot să vadă film în condiții de cinematograf, nu doar la televizor. Am început să apară, la Gotul deja e primul amenajat, se ține și un festival. Acum au ținut parcă ce un cinema. Da. Și ați observat probabil că sala a fost super fină, deci 120 de milioane de oameni au asistat. De milioane e mult. Sala a fost... De mii. Deci să nu uităm că nu se face arta... Eu sunt creator de artă. Vin și eu și îmi fac o expoziție. Nu mi-au venit și mi-au văzut 10. Am cerut pe agenda culturală, de unde vreți, agendele culturale al CJ-ului nu sunt agendele culturale ale CL-ului. E o diferență, se alocă cam 2-3% și în general pentru rugă, deși dacă vin proiecte, sunt comune, vă pot și nominaliza, care au alocat bani din bugetul local pentru proiecte independente. Deci nu de stat. Deci dacă există, mergeți la comuna X și spuneți, am acest proiect, aș vrea să-l fac, vor aloca bani. Și prin proiecte culturale, poate că ești proiecte, mai dau pentru raliuri, mai dau, de se poate. Da. Tot este să mergem, nu vă trebuie pline. Așa. Lege, pe toți nu puteți să obligați. Pentru că nu sunt consumatori. Deci, până la urmă, la rugă vin oamenii și au pretenții la cine cântă, dar dacă o să veniți mâine să proiectăm un film, în căminul cultural din ce comună vreți, s-ar putea să aveți de curiozitate să vină de 30 de oameni. Și atunci mă gândesc, e să le... E foarte Timișoara. După care se pot face ateliere pentru copii. Se fac. Sau să se facă după ruga care independentă. A doua oară o să vină 60 paralelă. De oameni. Paralelă. Se fac. Deci eu mă refer la Timișoara. Chiar nu vreau să vorbesc de Timișoara. Există dorință din partea autorităților de a investi în cultură. Nu mă refer la Timișoara, chiar nu, mă refer la un județ. Credeți-mă, dar problema se pune de câți oameni participă. Gratuitate, rugile sunt gratuite, este clar. Colateral se fac bani pentru că vând tot felul de, sunt tot felul de care vând. Eu vă dau un exemplu de la o activitate privată, parțial, foarte parțial finanțată, am fost la a doua ediție, a fost o chestie care se cheamă Electroruga, da? O chestie care se face pe bani. Deci nu e accesul gratuit. Explicați-mi și mie că eu nu sunt din județul Timiș. Că e o chestie de techno, un festival de techno, într-o fundătură, da? Pe au venit 1000 de oameni. ONG. Nu, e un eveniment. Au venit 1000 de oameni din Timișoara, au dormit prin corturi, deci au fost acolo cultură pe pâine de la tot, de la balet, teatru, deci 3 zile aveai 7 evenimente deodată. Aici aș fi... Mă rog, fiecare cu gustul, unii jazz, alții techno, mie nu-mi place techno. Un astfel de eveniment, dar a fost slab finanțat. A fost slab finanțat nu de stat neapărat. Că până la urmă, între stat și corporații, diferența e zero. Toate vor să crească, să fie cât mai mult și așa. Dar câți au venit și au scos un banii? Pentru că nu putem să finanțăm, nu sunt de acord eu personal, nu sunt de acord să finanțez nici măcar ruga din sat. Deci nu sunt de acord să dai bani la sport, să dai bani la cultură, da, numai așa să dai. Mică... Și nu sunt de acord că a venit X cu un proiect, trebuie să-i dăm bani lui X, trebuie să-i dăm lui Y. Pentru că nu trebuie să dai la tot, trebuie să se selecteze. Statul nu va muri, dar statul moare, va exploda, că nu mai sunt bani și s-au umflat. Dar și la privat sunt cam mulți care vor. Toți avem proiecte și bineînțeles proiectul meu este cel mai bun proiect. Măi, vezi că nu poți dau 20 de mii, las că fac 3 proiecte și fond din fiecare 5 mii și tot îmi scot eu bani. Așa se face, da? Dar este cel mai bun, fără el, bun. Eu zic că merită să finanțezi cum trebuie proiectele care de-a lungul timpului și-au dovedit viabilitatea, adică există consumatori, vine lumea, se vinde, că până la urmă trebuie să te vinzi, da?
A dat exemplu de televiziunea germană. Păi normal că acolo au început, dar fără supărare, ca la doctor, atâta timp când lucrez și la stat, și la privat, când eu sunt plătit de teatru, cât trebuie să-mi iau un salariu de undeva, da? Dar pe de altă parte am și compania mea și mai dau spectacole. Atunci eu din trei păți ca și medici, lucrez la stat, lucrez și la privat. Eu puteam, de exemplu, să lucrez la televiziune și să am. Dar majoritatea sunt și, și, da. Și. Și am mai constatat un lucru. Când mai vin concerte pe bani sau piese de teatru pe bani, unde plătești biletul, sala e plină. Deci oamenii vor să stai cu noi, să cam vin, chiar dacă e bilet. E mare concert, vin, e concert pe gratis. Vina libertariană al anilor 90, exprimată perfect, mulțumim mult. Ideea este următoarea, și cultura e văzută diferit. Divertismentul ca și cultură, cultura ca și identitate națională, locală, ce-o fi. Vorbim așa despre un cuvânt mare numit cultură, dar de fapt este vorba despre capacitatea noastră de a da acces oamenilor la cultură și asta este, așa cum ziceam și acum, un drept. Vezi? Cultura e un drept, scrie frumos în toate cărțile bune, așa, și noi suntem obligați ca stat, că facem totuși parte din statul ăsta, chiar dacă unii nu lucrează la stat, să le dăm acest acces la cultură oamenilor și e prima prioritate din orice strategie posibilă. Și da, drepturile costă. Ca să le exerciți, costă. Și da, trebuie dați bani în cultură care nu se vor întoarce. Există cultură care e capabilă să-și scoată banii pentru că se apropie de ce așteaptă oamenii, dar există și un anumit tip de cultură care nu-i va scoate niciodată banii, așa cum nici gimnastica nu-și scoate banii. Da, da, toți ne bucurăm în momentul... Toată lumea e de acord cu ideea asta. Deci, pe scurt, el, colegul meu pe care îl știu de mult și de care de altfel mi-e foarte drag și care lucrează în zona asta, a pus totuși o problemă foarte simplă. Noi avem infrastructura, cel puțin în anumite zone, dar cred că e peste tot în țară. Există o infrastructură care ar putea fi refolosită dacă statul ar fi curios de accesul oamenilor la cultură. Pentru că oamenii, până la urmă, se duc la rugă pentru că asta fac de sute de ani. Dar mergeau pe vremuri și la câte un teatru, mergeau pe vremuri și la câte un film, care, na, în fine, acum se poate și la televizor. Și dă-le întâi să învețe ce e un act cultural și nu să te plângi că nu vii. Ei întâi trebuie să te învețe. E important accesul la cultură, dar mai producem conținut cultural sau importăm, manufacturat, nu știu unde. Există diverse tipuri de conținut. Nu există diverse tipuri. Există un anumit tip de conținut, de exemplu, uite, pare rău că vorbesc de televiziunea publică din nou, nu știu de ce fac asta. Dar ei sunt soft. Ei nu abordează, cu mici excepții, că sunt și acolo oameni normali, decât chestii care nu superă, nu deranjează, dar care nici nu atrag atenția publicului și așa mai departe. Și atunci ăla există, ăsta e conținutul. 99% din conținut este ăsta, nepolemic, soft, de calitate mediocră și tu n-ai, adică într-un fel, bun, vin banii ăștia de la stat, ajung ei la creatorul de content. Avem cazul poveștii cu Capitana Cultural de aici. Ea e o chestie minunată, dar mă întreb cât din bugetul ăla de zeci de milioane de euro va ajunge să genereze o carte, un film, o piesă de teatru, ceva ce va rămâne și va ajunge de fapt la ăla care chiar face conținutul cultural. Asta e o altă discuție. Adică bugetul ăsta se pierde în colocvii, discuții, nu știu, import de cultură încălzită din Occident sau lasăre sau mapări de clădiri, dar de fapt nu rămâi cu nimic în zona asta. Însă eu am o întrebare, Iulia, pentru tine și cred că, nu știu, noi trebuie să ne oprim la un moment dat, nu? Tu vii din București. Din câte știu, ai un acces limitat la nou orizont politic din țara asta. Eu despre tinerii politicieni din zona asta USR Plus, îi votez,
și n-am o problemă și am așteptări foarte mari. Pot să am așteptări pe zona asta unei reforme culturale? Adică oamenii ăștia dincolo de fără penal, când eu le vorbesc de sectorul cultural independent, ei o să considere că e o prioritate? De exemplu, să finanțeze Recorder-ul, care îi ajută mai mult decât 1000 de campanii de ale lor împotriva lui Dragnea, când ea lansează un reportaj. Dar hai să deschidem un fond de ajutat Recorder-ul, pe bune. Hai, îți dau un exemplu concret ca să înțeleagă lumea. Dar... Că nu mai, deci să nu mai facă doar despre bieții corporatiști care nu mai găsesc sclavi la restaurante. Să facă și le dăm noi bani să facă de perspectiva angajată. Știți că Recorder este finanțat în proporție de 40% de public, prin donații. A, din public, da, da. Public, da, 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 hai să ajutăm să nu mai trebuiască să, okay. Lasă-mă să apeleze la patronate. În zona asta, a noi mișcări civico-politice din țara asta, găsim interlocutori sau oamenii au niște probleme foarte de nișă? Tu ce crezi? Că noi suntem aici în provincie, tu vii de la centru. Filiala USR Timiș este celebră, este foarte puternică. Pot să le întreb direct pe ei. Eu nu sunt nici mama Omida, nici membru de partid, nici... Nu, n-ai... În plus mai e o chestie. Da. Orice, nu s-a articulat pe zona asta. Orice, deloc, da. Orice ar face un partid, fie el USR, PSD, PNL, plus, așa, în niciun caz nu va fi ceva ce va putea satisface dorințele individuale ale fiecărui potențial votant. Da, dar nu, adică, nu știu dacă vor face ceva care să-ți ofere ție ceea ce tu îți dorești. Nu mie, nu. Nu am de unde să știu. Unui sector cultural mare. Deci nu știu. Care îi simpatizează cu ei oarecum în linii mari, din câte îmi dau seama. Deci pentru asta va trebui să te adresezi direct partidelor în cauză. Mă adresez direct partidului. Drulă. Drulă este. Drulă. El se ocupă. Nu, sau să intrăm în politică. Sau să vedem o strategie, strategie partidului, oricare ar fi el, legat de zona culturală. Poate totuși ar trebui să, ca să-l votez, ar trebui să genereze el un document de care să spună ce vrea să facă. Nu să mă întreb eu, oare ori face când după ce îi votez eu ceva? Evident, nu. Da, înainte. Dacă nu s-au gândit înainte, sigur, și n-au promis nimic, nici nu vor îndeplini nicio promisiune. Există un program de guvernare pe cultură care la o parte, partea pe care... referitoare la plus, este conținută în cele două pagini pe subiectul cultură din programul de măsuri urgente pe care l-au dat acolo și, iar în ce privește USR, este în Biroul Național. În momentul în care va vota Biroul Național acest program, o să-l aflați. Și gata, pum, nu mai poți să-i faci nimic. Ba, evident că poți să-i faci, ceva, dar... așteaptă să-l vezi, după care poți să spui. Trec alegerile, știu. Da, totul e informație, mersi mult, că nu știam. Adică asta, da. Noi, eu în continuare cred că fiecare oraș, nu știu, sau orășel, sau comun, ar trebui să își adune independenții cât de cât într-o formă sau alta. Să fie o voce un pic mai sonoră decât one-man show-urile noastre și să impui o procedură. Noi lucrăm cu proceduri staliniste de pe vremea mașinii de scris, cu Indigo. Așa funcționează finanțările locale. Faceți Uniunea și mergeți la politicieni acum, înainte de alegeri, dar nu trebuie și am de angajamente. Da. Trebuie doar că să, nu aia... să ne adunăm într-un soi de cluster sau un soi de federație. Cred că singura soluție, eu plec foarte pesimist după discuția asta, singura soluție este să... Să ne întoarcem toți după o strategie de grup, să intrăm toți în sectorul cultural de stat. Și să ne ajutăm unii pe alții, să ocupăm inclusiv căminele culturale de la țară. Cum acolo în independență, doar și să provocăm reforma din interiorul sectorului cultural de stat. Eu cred că asta e, pe politicieni nu ne putem baza. Pentru că nu interesează și au
o zonă de... Nu, și părerea mea că nu ne putem baza, da. 30 de ani am reușit să scoatem. Vă puneți da, întrebarea și... de ce nu interesează. Vreodată. De ce nu interesează? Ba, interesează. Problema este că atâta timp cât există o poveste legată de zahăr și băț, zahăr și băț, și sistemul cultural, îmi cer scuze, da, o mare parte din el are darul de a fi foarte, ca să zic așa, cochetează mult cu zona politică și întotdeauna, ca să, din punctul lor de vedere, ei ajută și cultura, ajută și... Aia se vede invers din partea cealaltă, e atât de simplu, atâta timp cât cultura rămâne la și altele, împreună cu sportul, cu tineretul, cu... Deci e o poveste pe care o rezolvă cel mai prost dintre consilieri, cel mai... Na. E... Nu îi va interesa atâta timp cât nu le aduce prejudicii de imagine în alegeri sau la nivel politic. Cât timp nu există o acțiune care să deschidă un discurs despre cultură în societate, noi putem vorbi aici oricât. S-a deschis discursul eco foarte bine. S-a deschis, eu știu, discursul economic, adică care este foarte important, cel pe justiție, voi, cel pe cultură nu există ca discurs. Da. Deci de ce în 30 de ani, de ce în 30 de ani, în continuare, cum să spun, după 20, nu, vreo 15 ani de scos, de pildă în domeniul meu, între 256 și 300 de actori în țara asta pe an. Da? Deci atâta se absolvă în fiecare an. Deci după când s-au strâns mii și mii și mii și mii așa și s-a, toată lumea face proiecte independente. De ce nu există niciun fel de solidaritate de breaslă? De ce nu există o reprezentare colectivă? De ce în continuare de fapt ne luptăm pe dreptul sfânt la contracte de prestații artistice? Chestia asta care nu există, vreați modelele din străinătate? Contractul de prestație artistică pentru, pentru interpretări live, drepturi, contractul de drepturi conexe pentru artiștii, interpreți și executanți live, nu există nicăieri pe planeta asta decât în România. Pentru că toată lumea, și toată lumea este foarte happy, pentru că în felul ăsta are senzația că a fentat statul cu aia 40% cotă forfetară, nu că s-a fentat pe el pentru că trebuia să aibă contract de muncă. Da? Deci de ce? Asta trebuie să vină să ne salveze politicienii? A cerut cineva? A venit cineva din mediul cultural artistic în comisiile de cultură unde s-a discutat noua lege a dialogului social să spune și noi muncim? Păi nu, că nu. Dacă vreau să muncim, nu făceam cultură. Da? Vrem să vrem dreptul la negocieri colective, nu vrem să ne căciulim la agentul de casting când ne spune, dar dacă tu nu vrei pe exclusivitate de reclamă pe 100 de euro, mai sunt 1000 la coadă? Iar într-un final să vină cineva să ne salveze. Da. Nu să vină. Băiatul lui Caramitu. Un fiu de baron, el e la mijloc, e obiectiv. Hai și nu se relasă, mă. Bani, nu dau. Fratele nu băiatul în care am început. Bani, mă, nu, ăla e cu firma de bilete, adevărat. Nu știu, dar ce este adevărat este că unul din frații fiului Caramitru are un, a făcut parte din dosarul cu offshore-urile, Paradise Papers. Panama Papers sau... Da. Da. Deci era asociat cu alt cetățean dubios la un offshore. Acum omul e muzician, un muzician se pricepe la firme offshore. În concluzie, adică eu simt pentru mine, așa gândesc cu voce tare, deci eu îmi retrag ideea asta cu paritatea, că politicul așa. Cred că dacă vreau să rămân moral și să nu fac compromisul, că în final noi independenții suntem mai nasoi decât ăștia care au stat o viață la stat, deși am mai făcut câte un film ceva, trebuie să ne întoarcem repede la stat. Că altfel ne vom compromite moral, adică nasol. La stat măcar nu ești compromis moral, chiar dacă s-ar putea să fii total irelevant din punct de vedere artistic. Eu asta înțeleg în final. Adică trebuie să mă duc la stat dacă vreau să rămân om, să mă privesc dimineața în oglindă, că
nu faci compromisuri. Acolo vegetezi sau, nu știu, într-un moment bun mai produci ceva, dar e ok. Deci eu îmi caut acum o strategie cum să mă angajez în televiziunea publică. Ca să ies la pensie, cum să zic, măcar cu o minimă decență. Altfel, vorba ei, adică mă ia DNA-ul, nu știu ce fac pe finanțările astea, pe... Păi, te vezi, asta e următoarea chestie. Da. Știi cum? Asta, discuția asta nu e nici despre tine, nici despre mine, nici despre niciunul dintre ăștia de față. În general, când personalizăm o discuție și când discutăm despre noi, riscăm să, cum să spun, să pierdem din vedere the bigger picture. În chestia, cum să spun, în treaba asta nu e vorba în niciun caz că unii sunt răi și alții sunt, unii sunt numai o lepră și alții sunt numai... Sunt lepre, cum n-ai bătut. Hai să-ți dau un exemplu. Dana ne-a zis că Mungiu discută cu primarul la un eveniment care la aeroportul civil ăsta din... Cine credeți că îl organizează? Fundația... Cum îi cheamă? Vă zic eu, Fundația Filarmonică, da? Deci îl organizează un director, un baron local, organizează pe o fundație privată, un altă lui nu-i ajunge ce are de făcut la instituția lui, tu ai înțeles? Asta e lumea. Ura, eu cred, și intoleranța este exact de partea cealaltă străzii. Și dacă încerci să-ți aperi drepturile, ești acuzat că mai e o problemă personală. N-am nicio problemă cu oamenii ăștia, de fapt. În discuții personale sunt personaje autentice de film documentar, toți. Sunt foarte interesanți, că sunt foarte mobili. Eu nu știu, pentru că eu nu știu absolut toată... Eu nu pretind că știu, că știu pe absolut toți cei care sunt angajați în sistemul public de cultură. Nu îi cunosc pe toți. N-am avut acest privilegiu. Nu pot să zic ceva care să îi uniformizeze pe toți și să spună că toți sunt la fel. Omul ăsta... Dacă discutăm de directorul filarmonicei... Dar e o tipologie. El e o tipologie. Da, de fapt, nici n-are sens. Tot există câteunul. Accesul acestui personaj la politic, adică primar, Ministerul Culturii, este de 10 ori mai facil și poziția lui și relația lui decât o are orice independent din teritoriul. Uite, eu nu pot să mă gândesc că pentru că este directoarea unui teatru de stat, Gianina Cărbunaru este în acest moment exponentul unui sistem corupt care trebuie discurs. Nu. Eu mă refeream la baronii culturali. Nu. Gianina nu intră în zona asta. Nu, în niciun caz. Înțelegi? Deci de asta spun. Sistemul cultural, sistemul public cultural public este ceva mult mai complex decât această reducție la absurdul la... Ne ducem la stat. Ok, deci ești o trădătoare. Ești o trădătoare care se transformă într-o baroneasă locală pentru că s-a dus cu sistemul corupt care distrug, care, cum să spun, irosește resurse. Ideea de pact vine de la pace. Pact, paritate, echilibru. Un echilibru între sectorul independent și stat de stat. Adică dă o șansă și alora care de ce să nu lucreze la stat. Sigur. Sunt convins că discuția deja... Trebuie să le dau o șansă alora care trebuie să aibă acces la cultură, pentru că nu e... Finanțarea publică nu e despre artist. Accesul. Finanțarea publică nu finanțează artistul. Asta trebuie să înțelegeți. N-are nimeni dreptul la case de la stat și pensie de la stat doar pentru că e artist. Deci, sunteți perfect autentici. Sunteți minunat. Zău, deci ce eu n-am mai avut o discuție atât de autentică și de faină de foarte mult timp, pentru că se vede o confruntare reală de viziuni diferite și nu una, sunt vreo 20 așa, că deja suntem toți în discuție. Deci asta e problema, politicienii vor dezamăgi pe toți. Asta e deja scrisă cu litere de aur în istoria lumii. Dar eu sunt convins și încerc să o ajut pe Dana, care și ea ar vrea mai multe grabă să discute, că putem închide cumva zona de discuție formală și să rămânem într-o discuție mai informală, că altfel duce departe tot discuția asta, știi? Ei, de asta vrem să se ducă departe, dar nu reușim. Hai să punem pe hârtie. Asociați-vă local. Păi, dar ce încercăm de ani? Nu te bagă nimeni în seamă, poți să fii... Dacă fiecare să ne uităm la capra vecinului, în Timișoara.
Da. Nu, dar asta e sportul național. Poți să te asociezi, n-ai acces la politic, poți să uiți. Ești da, dar știi cum fiecare vine la politic și fiecare vrea ca politicul să implementeze soluția lui personal. Nu, soluția pentru sectorul lui. Pe care el o deține. Că nu se pot asocia 100 de oameni care să, să-și negocieze între ei o soluție de compromis. De mâine începem să urcăm toate dialogurile pe pagina noastră de Facebook. Acesta fiind ultimul, dacă ați ratat vreunul, îl găsiți integral. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim.